Ne bucurăm foarte mult. Țara noastră construiește poduri culturale cu multe state europene, chiar și de peste ocean. Foarte multe evenimente au loc. Așa că e păcat să zici că nu ai ce vedea, nu ai la ce merge. Iată, spre exemplu, astăzi la Teatrul Vasile Alexandri din Bălți puteți să mergeți la un spectacol extraordinar de muzică jazz. Mâine la Cahul, Palatul de Cultură vă așteaptă. Poi mâine, miercuri, la Râbnița, Palatul de Cultură. Și joi la Chișinău, la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici. Toate spectacolele au loc cu începere de la ora 18 și intrarea este absolut gratuită. E bine, ce anume se întâmplă, pentru că toată această inițiativă aparține ambasadei SUA în Republica Moldova și despre asta o să vorbim în cele ce urmează, nu înainte de a vă prezenta și invitații speciali. Doamnelor și domnilor, Gabriel Stravelli, bună dimineața, good morning, welcome! Good morning, thank you so much! Da, vedeți că sunt din America, într-adevăr. Și domnul Patrick O'Leary, dacă am pronunțat corect. O'Leary. O'Leary. Se vede foarte bine, basistul trupei alcătuită din 4 membri. 2 membri deocamdată nu s-au adaptat cu fusul orar, așa că urmează să se vedeți la spectacol. Și domnul Alexandru Leancă, coordonator programe Ambasada SUA în Republica Moldova. Încă o dată bună dimineața, welcome. Bună și dimineața. Să ne spuneți mai multe dumneavoastră despre ce este vorba, vă rog. Este vorba despre un program de o săptămână, de un turneu, de fapt, regional. Noi am fost norocoși să fim primii pe lista acestor turnee. Abia au sosit, deci sunt în etapa de adaptare. Este un turneu de muzică finanțat de departamentul SUA. Deci vor avea un program de 4 zile aici la Chișinău, după cum îți mulțumim, ai menționat deja. Dacă se poate să prezinte... Da, este programul caiet a formației. Unde aici sunt, e trupa integrală. Exact. Deci, după cum ai menționat, astăzi mergem la Bălți, unde ne întâlnim atât cu studenții, cât și cu publicul într-un concert extraordinar. Mâine Cahul, Râbnița și la Chișinău, joi, pe data de 12 noiembrie. Sunteți gata? V-ați adaptat fusului orar? Sunteți gata pentru spectacol viseară? The time difference. You ready for the show tonight? We are ready for the show tonight. We're getting there. We're adapting. By the end of the week we'll be on the right time zone. Suntem de fapt gata pentru spectacolul de astăzi seara. Care sunt așteptările dumneavoastră, dacă aș putea și domnul O'Leary să ne spună, care sunt așteptările de la public? Patrick, what your expectations are, you know, what would you like to see in the audience tonight? A lot of smiling faces, a lot of foot tapping. Da, multe fețe zâmbitoare și o mișcare în ritmul muzicii din partea spectatorilor. Noi vă urăm mult succes, good luck! Vă ținem pumnii și venim la spectacole. Da, thank you, and we'll be there for the show, we'll see you. Așadar, vă reamintim, stimați telespectatori, astăzi Bălți, Teatrul Vasile Alexandri, mâine Cahul, Palatul de Cultură, miercuri Râbnița, Palatul de Cultură și joi, chiar aici la Chișinău, în capitală, la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, toate spectacolele încep la ora 18 și intrarea este liberă. Ei bine, vă sugerez să ne dăm puțin la o parte ca să-i ascultăm pe artiști interpretând una din melodiile pe care le auzim. The floor is yours. Great. We'd like to do a song by George and Ira Gershwin, great American composers. It's called I Was Doing All Right. Este o piesă de George Gershwin cu titlul Mă simțeam bine. I was doing all right. Hai să ascultăm. Used to lead a quiet existence. Always had my peace of mind. Kept old man trouble at a distance. My days were silver lined. Right on top of the world I sat. But look at me now. I don't know where I'm at. And all right, nothing but rainbows in my sky. I was doing all right till you came by. Had no cause to complain. Life was as sweet as apple pie. I never noticed the rain till you came by, but now
whenever you're away. I can't sleep nights and I suffer all the day. I just sit and wonder if life isn't one big blunder. But when you hold me tight, it's a tingling all through that I feel somehow. I was doing all right, but I'm doing better than ever now. I was doing all right. I had nothing but rainbows in my sky. I was doing all right till you came by. I had no cause to complain. Life was as sweet as apple pie. I never noticed the rain till you came by. But now whenever you're away, I can't sleep nights and I suffer all the day. I just sit and wonder if life isn't one big blunder. But when you hold me tight, it's a tingling honor that I feel somehow. I was doing all right, but I'm doing better than ever now. I'm doing better than ever now. Bravo! Merci! Uitați, așadar, începând de astăzi, Bălți, Cahul, Râbnița, Chișinău, această muzică de o puritate absolută americană va suna și în țara noastră. În această dimineață, Gabriel Stravelli, această vocalistă care cântă de la 15 ani, este considerată una dintre cele mai bune vocaliste de jazz din lume. Și acum este și la noi, suntem noroc. Acum este și la noi. Și Patrick O'Leary, mulțumim foarte mult. Thank you very much! Și îi vedem și pe Jordan Young și Jim Riddle mai târziu pentru a completa această formație.